În această după-amiază doresc să vă vorbesc despre mântuirea din moartea spirituală. Și așa cum arată și titlul, voi vorbi despre o moarte spirituală și despre o mântuire spirituală, nu despre o moarte fizică sau despre o mântuire fizică. Pasajul acesta se împarte în două părți și vreau să spun lucrul acesta chiar din introducere ca să fie mai ușor de urmărit mesajul acesta. Primele trei versete vorbesc despre moartea spirituală, iar de la versetul 4 până la versetul 10, adică până la finalul textului pe care l-am citit, Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, vorbește despre mântuirea din această moarte spirituală. Sau altfel spus, primele trei versete vorbesc despre starea decăzută a omului și apoi următoarele versete vorbesc despre salvarea divină pe care dorim ca Dumnezeu să o toarne din belșug peste noi și în seara asta. Amin. Amin. M-am gândit când am studiat pasajul acesta, de ce începe Apostolul Pavel negativ? Vezi, noi spunem că dacă vrei să-i spui ceva unui om, ceva negativ și să-i faci observație, întâi trebuie să-i faci un compliment, nu? De fapt, asta e o formă de ipocrizie. Tu, de fapt, vrei să-i faci observația, nu să-i faci complimentul. Dar trebuie, ce compliment să-i faci? Și spui complimentul ca să-i poți introduce observația. Și observația o detaliez mai pe larg. Că, de fapt, aia vrei să spui. Acum, dacă vă uitați la pasajul acesta, Dumnezeu începe invers. Nu ne face un compliment. Nu vine și spune Dumnezeu, voi sunteți niște oameni extraordinari, voi ați făcut foarte multe fapte bune, voi ați mers la biserică, voi v-ați rugat, voi n-ați dat în cap la alții, voi niciodată n-ați fost găsit într-un șanț, voi n-ați intrat în curtea altuia să vă apucați de furat pe acolo. Nu, voi sunteți niște oameni extraordinari. Numai că aveți nevoie să fiți mântuiți. Numai că aveți nevoie să-L primiți pe Domnul Iisus Hristos. Nu așa începe Evanghelia. Asta nu este Evanghelie, să știți. Asta nu este Evanghelie. Asta este o erezie. Dacă se predică undeva ceva de genul acesta, este o erezie. Este ceva anticristic, anti-evanghelic. Dumnezeu începe cu ceva negativ. Și motivul pentru care Dumnezeu începe cu ceva negativ se găsește în experiența noastră de fiecare zi. Te duci la doctor pentru că te doare ceva. Ai o problemă. De asta te duci. Și dacă eu ți-aș spune în seara asta, tu care ești perfect sănătos sau care crezi despre tine însuți că ești perfect sănătos, că ai cancer. Și uite, am eu o soluție pentru cancerul tău, am niște medicamente foarte scumpe pe care ți le dau gratis ca să le iei și să te vindești de cancer. Tu spui, du-te și vezi de treabă. Eu nu am boala asta, nu mă interesează de cancerul tău și de medicamentele tale, că eu nu am problema aceasta. Dar dacă? Întâi ți se face o radiografie. Dar dacă? Ți se face să se ia, recoltează de acolo, din trupul tău, anumite celule, se duce acolo, să le verifică ce știu eu, ce procese fac ei acolo și spune, Dumnezeu, ești bolnav. Ești în metastază, ești cu ultima sută de metri. Nu știu dacă se mai poate face ceva, dar hai să încercăm. Hai să încercăm. Ai primit medicamentul acela pentru că ești convins de către un doctor că ai o boală și o problemă foarte gravă. În același fel, motivul pentru care Dumnezeu prezintă, în primul rând, în pasajul acesta, Duhul Sfânt, starea decăzută a umanității. Motivul pentru care Dumnezeu face lucrul acesta nu este să ne arate nouă, doar de dragul de a ne arăta problema noastră a oamenilor. Motivul pentru care Dumnezeu face lucrul acesta este ca să ne pregătească să primim această salvare divină a lui Dumnezeu. Amin. Amin. Să nu vă imaginați niciodată pe Dumnezeu, deși, din păcate, în multe adunări, în urma unei predicări de genul acesta, oamenii au ajuns să înțeleagă că Dumnezeu, de fapt, lui Dumnezeu îi face plăcere ca Dumnezeu să îndrepte degetul spre noi. Și să ne spună, duminică de duminică, cât de răi suntem, cât de nenorociți suntem, cât de depravați suntem, cât de stricați suntem. Nu că lucrurile acestea n-ar fi adevărate, dar Dumnezeu nu face lucrul acesta dintr-o plăcere sadică de a ne arăta cât de răi suntem noi și cât de bun este El. Că după o astfel de predicare, după asemenea de predicare de ani de zile sau de zeci de ani de zile, nu te poți mira că biserica nu este decât tristă, ofilită. Nu poți să te miri de lucrul acesta. Dar motivul pentru care Dumnezeu ne arată starea noastră reală este ca să ne dea apoi soluția Lui Divină, salvarea Lui Divină. Haideți să ne uităm întâi la această stare de căzută a umanității, dar cu gândul că vine ceva mai bun. Ne uităm la această radiografie spirituală pe care Dumnezeu ne-o face nouă tuturor, cu gândul că Dumnezeu ne spune lucrurile acestea, ca să primim soluția Lui, binecuvântată. Versetul 1 ne arată, în primul rând, cercul oamenilor morți spiritual. Cine sunt oamenii ăștia morți spiritual? Dacă ești în seara aceasta, în această adunare din Făget, Dumnezeu spune că și tu ești mort spiritual, prin două cuvinte pe care le folosește acest pasaj. Versetul 1 spune, voi erați morți. Voi erați morți.
dacă ești în sală, în bancă, poți să te întrebi. Eu care sunt religios sau care sunt, nu știu cum, de ani de zile sunt moral, eu care am grijă cu privire la trăirea mea, eu am fost și eu mor spiritual? Da. Pentru că Apostolul Pavel în versetul 3 spune, între ei eram și... Noi toți. Primul verset s-ar putea să-ți dea senzația că Pavel spune despre alții, nu? Că Pavel a fost un om moral, Pavel a fost un om care, după standardele pe care el le înțelegea din lege, a fost un om neprihănit în perspectiva lui. Un om care a învățat la picioarele celui mai renumit învățător al legii din vremea respectivă. Un om care era plin de râvnă pentru datinile strămoșești. Un om care nu l-ai văzut că s-a dus la nevasta altuia. Un om care n-a furat de la altul. Un om care nu l-ai găsit niciodată în șanț. Un om care era preocupat cu cuvântul lui Dumnezeu, care predica cuvântul lui Dumnezeu, care studia cuvântul lui Dumnezeu, care spunea altora cuvântul lui Dumnezeu. Un om care împlinea cuvântul lui Dumnezeu. Dar Pavel spune că și eu, moralul, și eu, învățătorul religios, și eu eram mort. Și eu eram mort. În acest cerc al oamenilor morți spirituali intrăm noi toți. Dar Apostolul Pavel ne arată apoi care este caracterul acestor oameni morți spirituali. Versetul 1, după cuvântul voi, urmează un termen pe care dacă noi ne înțelegem în seara aceasta, în această după amiază, înțelegem problema fundamentală a umanității. Dacă vă întrebați de ce lumea asta merge din rău în mai rău, dacă vă întrebați de ce de 6.000 de ani, cu diverse sisteme politice, cu diverse sisteme educaționale, cu diverse sisteme ideologii, filozofii și teorii, de ce lumea asta nenorocită nu se face mai bună, în acest cuvânt erați găsiți răspunsul. De ce? Știți de ce? Că noi avem o problemă cu noi înșine. Noi avem o problemă cu ceea ce suntem noi. Să nu vă înșelați, problema umanității nu este cu ceea ce face omul. Problema este cu ceea ce este omul. Problema este cu caracterul omului, în primul rând, nu cu conduita lui. Problema este cu ceea ce este omul în el însuși, nu cu comportamentele lui deviante sau păcătoase. Aceasta este problema umanității. Noi suntem într-un anume fel și pentru că suntem în felul acesta, ne purtăm într-un anume fel. Oamenii, în fel și chip, vor să nege lucrul acesta, că ei sunt răi. Domnul Iisus spunea, voi care sunteți răi. Și se pare că oamenii de atâția ani de zile nu pot să înțeleagă lucrul acesta și o să-l accepte. Unul singur este bun. Dacă cineva ți-a spune că ești rău, nu poate te zbârli puțin așa. Auziți oamenii care vorbesc, oamenii din jurul nostru și chiar cei care se consideră pocăiți sau evanghelici spun exact aceleași lucruri. Zice, el e un om bun numai că îi plac femeie. El e un om bun numai că Dumnezeu are o slăbiciune. Alcool. El e un om bun numai că e dependent de pornografie. El e un om extraordinar. El aproape că e mai bun decât un pocăit. Ați auzit vorba asta? Aproape că e mai bun decât un pocăit. Numai trebuie să se boteze. El e un om extraordinar. Nu, nu este. Ai un om moral. Da, dar tot e mort în greșelile și în păcatele lui. Un om religios, are o siguranță, dar tot mort în greșelile și în păcatele lui este. De ce? Că problema nu este în primul rând cu comportamentele lui. Că oamenii sunt experți în a-și făuri o moralitate lor după standardele pe care ei îi gândesc după capul lor, ca să se poată justifica înaintea celorlalți, în fața lor înșiși, ci în fața lui Dumnezeu și spune, a, eu n-am făcut, eu sunt un om moral. Dar Dumnezeu vede dincolo de moralitatea noastră. Dumnezeu vede dincolo de religiozitatea noastră. Dumnezeu vede în inimile noastre. În inimile noastre. Și Domnul Iisus Hristos spunea, la rândul Lui, pe aceeași linie teologică, reală, că din inimă ies gândurile rele, culele, furtișagurile, preacurile și așa mai departe. Problema care este? Inima. Dar lucrul acesta vedem și în Vechiul Testament. Când Dumnezeu face o promisiune și zice, voi veni și într-o zi vă voi tăia împrejur? Inima. Zice Domnul la altul, sfâșiați-vă, nu hainele, ci sfâșiați-vă inimile. Păzește-ți inima mai mult decât orice, că zici, din ea ies izvoarele vieții. Acolo e problema. În inimă. Uitați-vă la valul acesta. Nu că toată lumea discută acum despre atentatele astea și la valul acesta de emigranți care au fost primiți. Știți pe ce ideologie au fost ei primiți? Pe ideologia următoare. Ei au zis, domnule, ăștia se poartă ca sălbaticii pentru că sistemul politic în care trăiesc și sistemul economic în care trăiesc
le favorizează comportamentele astea deviante. Dar dacă noi îi aducem în Europa noastră bogată și prosperă, cu sistemul educațional pe care le avem noi, cu economia noastră tare și prosperitatea noastră, ei o să fie toți drăguți ca niște domnișoare. Asta e ideologia. Pentru că omul de mii de ani nu vrea să accepte ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem stricați. Noi suntem stricați în profunzimea și în adâncul inimilor noastre. Și această problemă nu o poate rezolva nici Oalis, nici sistemul politic, nici Merkel. Toată Europa la un loc nu poate să schimbe inima unui singur om. Politica, economia, prosperitatea, sistemul educațional, protecția socială, ce vreți dumneavoastră, nu poate să transforme singura, o singură inima unui singur om. Oamenii nu vor să accepte lucrul acesta. Se spune un om că este rău. Dar aceasta este calea spre mântuire. Să ajung la punctul în care recunoști, Domnule, eu nu mă pot schimba pe mine însumi. Eu am o problemă cu ceea ce sunt eu. Iar apoi Apostolul Pavel ne arată conduita acestor oameni. Voi erați morți și auziți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați. Noi toți care suntem în locul acesta păcătuim. Avem eșecurile noastre, falimentele noastre, căderile noastre. Fiecare dintre noi. De aici din față, până la ultimul din spate. Dar este o diferență între a păcătui accidental și este o diferență între lucrul acesta și a trăi în păcat. A avea un stil de viață de păcat. Este o diferență fundamentală. Este o diferență fundamentală. Așa că dacă eu vin de 40 de ani la biserică și eu trăiesc în păcat, eu sunt mort spiritual. Dacă eu sunt botezat la baptiști pentecostal de mic sau mare și eu trăiesc în păcat, eu sunt mort în păcat. Dacă eu spun poezii în biserică, dacă cânt la cor, dacă cânt în fanfară, cu o orchestră, dacă predic de cât zeci de ani vreau eu și dacă am predicat sute sau mii de predici, dar eu trăiesc în păcat, eu sunt mort în păcat. Pentru că așa spune Biblia. Eu mă pot amăgi pe mine însumi zeci de ani de zile, că dacă am venit constant la adunare, că dacă m-am rugat constant, că dacă am dăruit constant, neprihănirea asta pe care mi-am făurit-o eu, cumva rezolvă problema trăirii mele în păcat. Dar nu o rezolvă. Dar nu o rezolvă. Și din păcate sunt atâția oameni care stau pe băncile adunărilor și nu înțeleg că este nevoie de o naștere din nou, de o schimbare a inimii. După aceea, tot ceea ce noi facem în închinare și în slujire are sens în viața noastră și este contabilizat de Dumnezeu. Dacă este pus pe un fundament corect. Și repet, omul mort spiritual este cunoscut după conduita lui. Dacă este un stil de viață, zi de zi, cu o consecvență diabolică, trăire în păcat, în toate domeniile vieții noastre, o trăire care e despărțită de Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu, omul acela este mort spiritual. Apoi uitați-vă la cârmuitorii omului spiritual. Și aici sunt prezentate trei categorii, trei tipuri de cârmuitori. Omul mort spiritual e condus de lume, omul mort spiritual e condus de diavol și omul mort spiritual e condus de el însuși. Și ne uităm foarte fugitiv la fiecare dintre ele. Omul mort spiritual e condus de lume. Zice, în care trăiați ultimoară după mersul lumii acestea. Știți cum se traduce lucrul acesta? Foarte simplu. Când un om este întrebat de ce face un anumit lucru sau îi se cere să facă o schimbare în viața lui, o replică pe care o am auzit totdeauna este aceasta. Așa face toată lumea. Cu gura ta ai spus că ești mort spiritual. Cu gura ta ai spus, nu a spus nimeni despre tine. Tu ai spus despre tine însuți. Când eu spun așa fac toți, când eu pun factor decisiv pentru acțiunile și trăirea mea, lumea, când pentru mine este argumentul ultim, dacă lumea face așa, atunci și eu sunt scuzat să fac așa, eu sunt mort spiritual. Fac parte din lume. Sunt al lumii, nu sunt al lui Hristos. Biserica este diferită de lume. Biserica este diferită de lume. Că eu vorbesc ca lumea, mă îmbrac ca lumea, mă port ca lumea, îmi cheltui banii ca lumea, am hobby-urile lumii, îmi place muzica lumii, îmi plac filmele lumii, îmi place ce produce lumea asta. Îmi place ce produce lumea. Când prietenii mei sunt oamenii din lume, mie nu-mi plac oamenii care slăvesc pe Dumnezeu, care trăiesc după voia lui Dumnezeu. Mă simt mai bine cu voia la alții. Atunci eu fac parte din lume, sunt mort spiritual. Dar apoi spune Scriptura că oamenii aceștia trăiesc după Domnul puterii văzduhului. În vremea în care noi trăim, există o negare a existenței diavolului.
foarte interesant. Și oamenii să cred deștepți când spun lucrul acesta. Nu mai credem în miturile astea vechi, cu dur, cu dragi, cu demon, cu coarde, cu furca. Nu mai credem, trebuie să ceau. Un duc din ăla înfocat, roșu, care vine și se bagă în viața ta. Nu mai credem în treburile astea, nu? Noi suntem oameni evoluați. Noi suntem oameni care am descoperit adevărul. Noi nu mai luăm după o carte din asta mitologică, în care sunt scrise tot felul de chestii din astea spirituale, invizibile, pe care nu le poate nimeni dovedi. Noi suntem oameni de știință. Cu siguranță. Și v-aș întreba, ce-i place oare votului mai mult decât ca tu să nu crezi în el? Ce-i place votului mai mult, nu? Ca tu să nu crezi. Tu să-ți lași totul deschis așa, zici, un hoț nu există hoț. Și hoțul spune, o, e extraordinar. Perfect. Ce oameni mai buni de furat sunt ăștia și de jefuit decât aia care nu cred că el există. Dar diavolul există. Faptul că eu nu-l văd, nu înseamnă că el nu este. Și poate că o dovadă în plus că el există, că a reușit să mă prostească și să cred că el nu există. Și cum ar putea jefui mai mult și mai bine pe mine decât crezând că el nu există. Dar uitați, activitatea diavolului în viața oamenilor este cunoscută după un lucru. Sunt multe detalii care le dă Biblia aici despre el, dar spune Scriptura așa. Oamenii aceștia trăiau după Domnul puterii văzduhului, a Domnului care lucrează, ascultați, lucrează, noi nimeni ridicnim, el nu. El lucrează, zice, acum. În fi, ne ascultă. Cum cunoști că lucrează Satana în viața unui om? S-au spus mai direct, cum știi că diavolul lucrează în viața ta? Dacă lucrează, cum știi? După acest lucru, după cuvântul neascultare. Același cuvânt este folosit tot de Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 5, unde spune Scriptura așa. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte sau goale. Care ar fi fost vorbele alea goale cu care încercau unii să înșele pe frați? Pe frați încercau să înșele. Auziți? Că din pricina acestor lucruri vine mânia. Dumnezeu nu e doar dragoste, auziți? Dumnezeu este și mânios. Vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Dar ce fac? Care aceste lucruri? Zice, din pricina acestor lucruri. Care? Păi, urcați un verset mai sus. Versetul 5. Că știți bine că niciun curbar, niciun stricat, niciun lacul de avere care astăzi este numit gospodar, care este un închinător la idol, nu-i gospodar, e un închinător la idol, un zgârcoman, da? N-are parte de moștenire împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. La urcați mai sus. Versetul 4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechivite. Uite că nu te duci în iad numai dacă ai stat în șanț. Uite că nu te duci în iad și vine mânia lui Dumnezeu numai dacă te duci și ai prea cuvit cu nevasta aproape. Nu? Vorbe. Cuvinte porcoase, vorbe nechivite, negândite, glume proaste, care nu sunt cuvincioase. Urcați mai sus, versetul 3. Curvia sau orice fel, orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine un oscil. Că din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Aia e neascultare. Să faci lucruri contrare cuvântului lui Dumnezeu. Aia este dovada lucrării diavolului și când sunt cuvinte nechipzuite. Când sunt vorbe porcoase, glume porcoase, bancuri porcoase. Lucruri stricate în vorbă, în faptă, în gând, în atitudine. Aia este lucrarea diavolului acolo. Eu pot să mă înșel pe mine însumi cu moralitatea și religiozitatea mea. Eu sunt mort spiritual dacă diavolul produce această neascultare în viața mea. Așa a început de la Adam și Eva. Păcatul primar a fost, Dumnezeu a dat o simplă poruncă. Bă, una ți-o dat. Și-o călcat-o. Neascultare. Neascultare. Aceasta este lucrarea diavolului. Și diavolul a fost acolo ca să ne șutească. Dar uitați-vă, Biblia spune că mai există aici un cârmuitor a omului stricat firesc. Zice că între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele, observați expresiile, poftele firii, făceam voile firii și ale gândurilor noastre. Pofte, voi și gânduri. Observați, acestea sunt cele trei elemente ale sufletului uman. Sentimentele noastre care atunci când sunt păcătoase sunt numite pofte, voile noastre și gândurile noastre. Și Biblia spune că firea pământească ca o travă
a reușit să intre în toate aceste compartimente fundamentale ale personalității noastre și dacă mintea e stricată, sentimentele stricate, voința e stricată, acționezi ca un om stricat. Gândești ca un om stricat. Simți ca un om stricat. Îți plac lucrurile care n-ar trebui să-ți placă. Faci lucrurile care n-ar trebui să le faci și gândești așa cum n-ar trebui să gândești. Și să știți, noi nu putem da vina pe diavolul. Că am putea să zicem, mă, vezi ce puternic e diavolul ăsta, lucrează lucrurile ale neascultării. El, bă, satana ăsta m-a ispitit. Stai puțin. Există o carte foarte frumoasă, Războiul Sfânt, scrisă de John Bunyan. Și el spune așa, că satana prezintă sufletul uman ca o cetate. Și satana îi dă târcoale din exterior și nu reușește Domnul să o cucerească. Cum credeți că a cucerit-o? Înăuntru cetatea asta era un trădător. Și trădătorul ăsta i-a deschis și a arătat calea acestui inamic ca să intre în cetate. Asta este firea. Diavolul n-ar reuși să facă nimic în sufletele noastre. Dacă noi înșine, cu firea noastră stricată, nu i-am dat acces ca să intre în viața noastră. Dumnezeu în felul acesta ne-a creat. Să fim, într-un fel, protectorii propriilor noastre suflete. Și gândiți-vă, satana care este inamicul nostru numărul unu, devine aliatul nostru împotriva noastră înșine. Vine hoțul la mine și eu-i deschis poarta. Intră, uite, hai să arăt unde-i seiful, hai să arăt unde-i bani, hai să arăt unde-i aur, hai să arăt unde-i toate valorile mele. Fără să ne dăm seama. Facem lucrurile acestea cu sufletele noastre. Facem ceva ce nu facem cu lucrurile noastre materiale, dar cu sufletele noastre facem. Și suntem neglijenți cu ele, și suntem indiferenți cu ele, și suntem nepăsători de atâtea ori cu ele, și sentimentele noastre sunt așa de jos și de greu de ridicat atunci când vine vorba de sufletele noastre. Personalitatea noastră este infectată de păcat, auziți? Poftele firii, voile firii și gândurile noastre. Și nu vreau să pierd mult timp aici, doar să vă spun un lucru. Când un om spune, fac ce cred eu, știți ce spune? Îți mor spiritual. El face ce crede el. Păi nu ne interesează ce crede Dumnezeu, el face ce crede el. Când unul spune, fac ce vreau eu, la auzul copilul de mic nici nu poate vorbi. Eu am doi copii, dar unul deja a început să vorbească. Și când nu vorbea, îmi spunea că face ce vrea el. Eu spuneam, fă asta și eu, nu. Mă învăța să spună, nu, fă asta, nu. Fă asta, nu. O să-i uite 20 de ori întrebări diferite. El spune, nu, nu vrea. El vrea să facă ce vrea el. Și îngerașul ăla care crezi că e, ai un îngeraș. E un îngeraș, uite cum arată un îngeraș. Nu, nu-i, așteaptă puțin. Nu-i. Nu-i un îngeraș, așa s-a născut. El vrea să facă ce vrea el. Și noi creștem oameni adulți și credem că ne maturizăm și credem că mintea ni se umplă cu o grămadă de lucruri și știm să alegem bine. Nu știm. Când eu spun, fac ce vreau eu, știi ce spun de fapt? Eu mă pun pe mine însumi în locul cu Dumnezeu. Dumnezeu a creat universul acesta, Dumnezeu ne dă aer, Dumnezeu ne face să ne bată inimile, că Dumnezeu, ca să ne demonstreze câteodată lucrul acesta, ne ia bătăile ale inimii și trebuie să ne ducă ăștia cu un pat de spital și să ne pună motorașe cu baterii acolo. Că nu-ți mai poate bate inima cum trebuie. Că nu mai poți tu, însuși, cu corpul tău să te susții pe tine însuși. Nu mai poți răsufla și ajung oameni tine. Au răstigniți pe patul de spitale, băgați cu tuburi mei și nu pot mânca singuri, nu pot merge la baie singuri și nu pot respira singuri. Ca să mai arată Dumnezeu câteodată omului, băi, frate, nu ești pe pământul tău, nu ești în universul tău, nu-i aerul tău, nu-i, nu-s binecuvântările tale, nu-i puterea ta, nu-i înțelepciunea ta, nu-i nimica tău. Ești în universul lui Dumnezeu, în El avem viața, ființa și mișcarea. Și mișcarea. Și omul ajunge la punctul în care spune, în universul lui Dumnezeu, pe pământul lui Dumnezeu, respir aerul lui Dumnezeu, mă folosesc de toate lucrurile lui Dumnezeu, dar vreau să fac ce vreau eu. Eu vreau să fac după capul meu. Eu vreau să fac ce simt eu. Și dacă lași mass media și canalele să deverseze în casă toate mizeriile care se produc acolo, vei găsi oameni care cântă, care propovăduiesc, care fac filme și care propovăduiesc și inoculează ideea că cel mai extraordinar lucru pe care îl poți face pe pământ este să te lași dus de val. Să faci ce simți tu. Nu ce lucru extraordinar să te lași, să faci ce simți tu, Doamne, simți fără acolo, acela e cel mai frumos lucru pe care l-ai putea face. Aia este moarte spirituală. Lumea în care trăim este o lume moartă în păcat. Și un apropo, mulți se zic, oh, tu ești împotriva televizorului, tu ești împotriva mass media. Nu! Sunt împotriva tot ce produce mass media și în general asta produce mass media,
produce ceea ce promovează și accelerează și accentuează și adâncește moartea spirituală. Muzica adâncește și promovează lucrul acesta, filmele fac și promovează lucrul acesta, împotriva la asta sunt. Iar când eu, ca și credincios, pretind că sunt un copil al lui Dumnezeu și încă îmi plac lucrurile acestea, îmi place ceea ce promovează să trăiesc după capul meu, să trăiesc după voia mea și să trăiesc după plăcerile mele și nu să trăiesc după ceea ce spune Dumnezeu, ceea ce crede Dumnezeu, convingerile pe care Dumnezeu ne le dă, plăcerea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, atunci am o foarte mare problemă. E o contradicție în termeni. Îl mărturisesc pe Dumnezeu, dar place să trăiesc ca lumea. E o contradicție în termeni. Adică tradus ipocrizie. Versetul 3, ultima parte, spune așa. Și eram din fire, adică ne-am născut așa, ne-am conceput așa. Așa ajunge un om mort spiritual, se naște așa. El nu poate da vina pe mediul în care a crescut. A, părinții sunt de vină, familia este de vină, biserica în care a crescut este de vină, că nu a spus nu știu ce, sau că a spus ceva, sau că n-a fost ceva, sau că trebuia să fie ceva. Nu. El s-a născut așa stricat. Și Biblia spune lucrul acesta ca să ne dezvinovățim. Mă, așa m-am născut. Nu, frate. Doamne, așa ne-am născut. Nu? Biblia spune lucrul acesta ca să înțelegem adâncimea și profunzimea păcatului din viețile noastre. Și apoi spune că eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Noi suntem sub condamnarea lui Dumnezeu. Un om mort spiritual. Cea mai mare problemă a omului mort spiritual este acest lucru pe care îl spune Pavel în final, în această descriere. Nu este nici că ei toți au acest caracter de oameni mort spiritual, că au această conduită de trăire în păcat, că scârmuiți de lume, de fire și de diavol, că s-au născut așa. Cel mai grav lucru în viața unui om mort spiritual este că se află sub condamnarea lui Dumnezeu. Asta e cel mai grav lucru. Că se află sub condamnarea lui Dumnezeu. Și v-am citit deja pasajul acela în care spune că vine mânia lui Dumnezeu peste astfel de oameni. Să nu ne înșelăm, frați și surori și dragi prieteni care sunteți aici. Noi nu ne putem, sau ar trebui să încetăm, să ne amețim pe noi de cap, spun, a, Dumnezeu este dragoste. A, am făcut lucrul acesta, dar Dumnezeu este milos. A, am făcut lucrul acesta și eu trăiesc așa, ai dreptate, așa este, așa suntem toți. Dar Dumnezeu este plin de bunătate și îndurare. A, cu siguranță, așa este cum spui tu. Suntem de acord cu ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre noi. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Da, este. Dar în același timp Dumnezeu este mânios pe toate aceste lucruri. Și da, în același timp Dumnezeu este mânios pe toți oamenii care fac lucrurile acestea. Să nu spuneți niciodată vorba aceasta, Dumnezeu urăște păcatul, dar nu există niciun dar. Dumnezeu urăște păcatul și păcătosul. Citiți psalmii și citiți toată Sfânta Scriptură. Dumnezeu nu pedepsește păcatele noastre. Dumnezeu ne pedepsește pe noi pentru păcatele noastre. Că Dumnezeu nu poate pedepsi ceva impersonal. Păcatul este o faptă impersonală. Eu sunt o persoană. Dumnezeu trimite oamenii în iad, nu faptele lor. Dumnezeu are o problemă cu noi. Zice, noi eram copii ai mâniei, copii ai condamnării. Noi din temerie suntem condamnați. De când am ieșit pe planeta asta, suntem sub condamnarea lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu ne face parte din mântuirea Lui. Aceasta este starea decăzută a umanității. Când o acceptăm și credem ce spune Dumnezeu despre noi, atunci putem primi. Și al doilea punct, în această seară, salvarea divină a lui Dumnezeu. Și uitați ce spune versetul 4. Și aici se schimbă macazul, se schimbă pagina. Și versetul 4 spune, dar. Ăsta e, cred că e cel mai frumos cuvânt din Biblie, nu? Ticălos, nenorocit, condus de satana, de lume, de fire, făcut ce ai vrut, tu ai trăit, cum ai avut tu, cum ai simțit tu? Dar. Aleluia! Dar. Asta e întrebarea, ai un dar în viața ta? Este un punct, darul ăsta face un contrast între ceva ce a fost și ceva ce este acum, sau ceva ce va fi. Darul ăsta prezintă o schimbare. Dintr-o anume direcție s-a întâmplat ceva și ești în altă direcție. Și ne prezintă salvarea divină a lui Dumnezeu prin acest cuvânt extraordinar. Există un dar în viața ta. Există un moment, o perioadă, un eveniment, o zonă din viața ta, pe care o poți identifica cronologic într-o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, că nu la toți e la fel. Dar să poți identifica un moment în viața ta, un eveniment în viața ta, în care a existat un dar care a fracturat viața ta în două. Ceva ce ai fost și ceva ce ești de atunci înainte. Dacă nu există acel dar, nu există mântuire. Indiferent că ai fost din familie de pocăiți, că ai fost moral sau nu ai fost lucrul acesta.
Mântuirea este experimentată la o intensitate mare de fiecare om datorită lucrării de convingere a Duhului Sfânt, nu datorită multitudinii de păcate scandaloase pe care le-a făcut. Mulți oameni spun așa, o, dacă m-aș fi dus și eu în lume și aș fi făcut toate nenorocile, simțeam și eu că m-am pocăit. Nu e adevărat lucrul acesta. Duhul Sfânt și pentru lucrurile acelea pe care tu le vezi mici, poate să aducă o convingere foarte profundă încât să le vezi extraordinar de păcătoase și de mizerabile înaintea lui Dumnezeu, la fel cum Pavel spune, eu sunt cel dintre păcătoși. Păi asta nu s-a dus la femeie, asta nu a dat în cap la nimeni și totuși se vede cel dintre păcătoși. Știi de ce? Nu că avea o smerenie falsă, ci că Duhul Sfânt a lucrat această convingere profundă în viața lui, care l-a făcut să-și vadă toate păcatele lui extraordinar de grave și de scandaloase și de mizerabile și jidoase înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă în primul rând la salvarea divină, care este maestrul acestei lucrări? Cine este maestrul acestei lucrări? Păi dacă ne-am luat după mărturile la botez, nu vreau să jignez pe nimeni de aici, că sunt sigur că aici nu se spune așa. Cum începe mărturile? Noi am fost, am făcut, m-am născut în familie, dar într-o zi m-am hotărât, dar într-o zi am simțit, dar într-o zi eu, totuși eu, eu mi-am făurit mântuirea mea. Și știți, aici este o problemă. Chiar în felul în care noi spunem mărturile, când ne întoarcem la Dumnezeu sau ne botezăm, mărturile se trădează o concepție greșită cu privire la mântuirea noastră. Că noi credem că noi am fost în control, nu am fost la mutare, tot am apăsat, m-am iertat, m-am justificat, am primit Duhul Sfânt, tot am făcut eu. Și nu e adevărat. Și nu este adevărat. Dumnezeu, auziți ce spune, dar Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Și înainte să fim mântuiți, Dumnezeu lucrează în inimile noastre. Dumnezeu spune despre ea, iar Dumnezeu i-a deschis inima. 2 Corinteni, capitolul 4, spune, Dumnezeu ne-a luminat inimile. La cincizecime spune că au rămas străpunși în inimă. Duhul Sfânt a făcut lucrarea aceasta. Înădejdea că Dumnezeu le va da pocăința. Prin har sunteți mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este dar lui Dumnezeu. Mântuirea de la cap și până la coadă este lucrată de Dumnezeu. Noi suntem activi în mântuire, dar la inițiativa lui Dumnezeu, la lucrarea activă, dinamică, puternică, profundă a lui Dumnezeu în ființa umană. Dumnezeu este mântuitorul, nu om. Nu Dumnezeu și omul sunt mântuitori. Dumnezeu este mântuitorul. Mântuirea este a Domnului. Aleluia, amin. El este maestrul mântuirii. De ce ne mântuiește Dumnezeu? Care sunt motivele mântuirii? Scriptura ne arată aici un atribut al lui Dumnezeu și o acțiune a lui Dumnezeu. Auzi ce spune? Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare. Tu nu poți să spui în seara aceasta două lucruri. Că Dumnezeu nu te poate mântui, că ești prea păcătos, pentru că spune Biblia că Dumnezeu este bogat în îndurare. Bogat în îndurare. Dar în același timp nici nu poți spune că Dumnezeu te mântuiește datorită ție, că spune că te mântuiește datorită îndurării sale. Este foarte penibil pentru un om care a picat într-un șan sau și-a avut un picior sau stă acolo picat în noroi și are nevoie de ajutor și după ce l-ai scos acolo el să spune, a, dar eu am făcut nu știu ce ca să fiu scos de acolo. Nu-i logic, nu-i normal să spunem lucrul acesta. În același fel, noi care suntem căzuți în starea noastră de moarte spirituală, noi dăm toată gloria și vedem că motivul pentru care Dumnezeu ne-a mântuit este pentru că El a avut îndurare. Ați auzit vorba aceasta populară, clișeul ăsta. Dacă tu faci un pas către Dumnezeu, El, ce face? El face cât? Doi, numai doi. În altă parte mi-a zis că face 1000. Dar uite că aici numai să spune că numai cu doi. Asta e versiunea, asta e multe versiuni. Tu faci un pas către Dumnezeu, tu faci un pas către Dumnezeu, Dumnezeu face doi. Foarte fals. Unde erai tu când Dumnezeu în veșnicie a făurit planul mântuirii? Ca să faci pasul. Unde erai tu când a murit Hristos? Unde erai tu când Dumnezeu de la nașterea ta, prin providența lui, prin dragostea lui, s-a protejat viața ca să ajungi la un moment în care s-a auzit cuvântul lui Dumnezeu și vestea mântuirii? Unde erai tu? Ce ai făcut tu pentru lucrul acesta? Mulți dintre noi am venit din tot felul de motivații la Dumnezeu. Și Dumnezeu în timp ne-a convins de păcat și Dumnezeu în timp a lucrat mântuirea în viața noastră. N-a făcut un pas către Dumnezeu, a făcut Dumnezeu mii, milioane de pași. Nu putem contabiliza pașii pe care Dumnezeu i-a făcut către noi. Și noi am răspuns aceste mari dragoste ale Dumnezeu în urma cercetării și lucrării sale extraordinar de complexe. Datorită bogăției îndurării sale, nu datorită pașilor care a făcut noi către El. Și datorită, am zis ce spune, și pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. De aceea ne mântuiește Dumnezeu, frași și surori și dragi prieteni. Pentru că Dumnezeu este îndurător și are dragoste. Pentru că Dumnezeu este milă de oameni rebeli, ticăloși, dușmanii Lui, care s-au răzvrătit împotriva Lui. Este milă de noi și de aceea ne mântuiește. O, dar ne smerește treaba asta, cu siguranță. O, dar asta ne cam pune la locul în care trebuie să stăm. Dar acesta este adevărul. Acesta este motivul. Acestea sunt motivele pentru care Dumnezeu ne mântuiește.
Ce metodă folosește Dumnezeu care să ne mântuiască? Ne cheamă Dumnezeu la El și spune, a, tu n-ai știut ce trebuie să faci. Uite, mântuirea înseamnă, eu te informez. Mântuirea este o informare. Nu este așa. Mântuirea nu este o informare. Zice că neamurile care n-au lege fac din fire lucrurile lege. Oamenii știu ce trebuie să facă. Oamenii știu ce trebuie să facă. Știu și ce trebuie să facem noi pocăiții. Voi pocăiții n-aveți voie să... Și-ți spun el. Ei știu. Știu și ei. Numai noi pocăiții n-avem voie, nici ei n-au voie. Dar mai ușor să spui despre alții. Ca și cum el ar fi într-o categorie specială. El nu intră sub autoritatea legilor lui Dumnezeu. Noi oamenii știm ce trebuie să facem. Mântuirea nu este informare. Mântuirea nu este nici măcar o botezare a trupurilor noastre, o spălare exterioară. Am botezat, sunt sigur, sunt în regulă cu Dumnezeu. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Mântuirea nu este o îmbunătățire a noastră. Atunci ești puțin deformat. Dar uite, te-a avut eu, o să te-a avut așa. Și că zice, Dumnezeu merge la pas cu tine. Tu, așa, te-a avut Dumnezeu, te încet, 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 și ai început să mergi singur el așa în viață. Omule, acum ești mântuit. Asta nu este mântuire. Și ce este mântuirea? Ce metodă folosește Dumnezeu pentru noi ca să fim mântuiți? Dumnezeu ne înviază. Dumnezeu ne învie. Un om mort are nevoie de viață. Ca să înțelegi lucrarea mântuirii. Du-te la o persoană dragă care te putem în veșnicie. Nu în neființă. Nu există neființă, noi nu credem în anihilaționism. La o persoană care te putem în veșnicie. Du-te la mormânt acolo. Și ține o predică moralizatoare. În 17 puncte, sau câte vrei tu. Și spune, dragă, sunt dragă. Vine să vezi. Am terminat bucătăria de vară. Vine să vezi, am schimbat faianța din baie care nu s-o vezi schimbată, că era multă de pe vremea comuniștilor. Vine să vezi ceilalți nepoți. Vine să vezi că mi-am luat altă mașină, mai avea hodoroaga de daci care picat-o după ea. Vine să vezi că am mai făcut un etaj, am mai făcut o mansardă. Vine să vezi cum am pavat în față. Vine și motivează, motivează cu putere așa. Retoric, cu toată înțelepciunea ta motivează. O să vină? Spuneți, o să vină? De ce nu o să vină? Că e mort. Că e mort. Ca să vină, ce trebuie să se întâmple? Să învie. Să învie. Să învie. Vezi? Atât de gravă este starea omului în păcat. Omul are nevoie de o înviere. Cu adevărat, lucrul acesta ne pune pe noi într-o poziție de oameni neputincioși, incapabili să ne producem și să ne făurim propria noastră mântuire. Dar acela este punctul care trebuie să aducă omul. Noi avem o cântare baptiștii, o cântare neduhovnicească, spune, vin la tine, dar nu ca un disperat. Foarte rău că nu vin ca un disperat. De aceea nu poți să fii mântuit. De aceea, pentru că tu încă crezi că poți să mai mergi puțin. Tu încă crezi că te poți descurca fără Dumnezeu. Tu încă crezi că Dumnezeu este un fel de accesor al vieții tale. Este un fel de roată de rezervă, că n-ai nevoie de El. Că Dumnezeu nu este fundamentul vieții tale. Că Dumnezeu este cea mai importantă persoană a vieții tale. Că nu poți trăi fără Dumnezeu. Pentru că tu n-ai ajuns la punctul în care să spui, Doamne, nu mai pot trăi fără Tine. Pentru că n-am înțeles că sunt mort spiritual. Pentru că n-am înțeles că este nevoie de o înviere, nu de o îmbunătățire. Noi, oamenii religioși, putem îmbunătăți pe alții. Le putem ține predici moralizatoare de zeci de ani de zile și să învățăm cum să fie mai bun. Dar lucrul acesta l-am auzit și la Europa FM de Crăciun. Să fii mai bun de Crăciun, adică mai ipocriți, că în restul anului nu suntem buni. Și noi nu trebuie să facem lucrul acesta în biserică. În biserică există nevoie de puterea lui Dumnezeu care vine prin Evanghelie și care învie la viață. Nu doar care face oameni mai buni, mai morali, niște morminte văduite în exterior, cum erau farisei din vremea Domnului Iisus, dar înăuntru erau pline de oasele morților, de putreziciune, de stricăciune. Dumnezeu în viață este o lucrare extraordinar de mare, dar la punctul acesta vrea să dădă Dumnezeu la epuizare. Vezi, fiul risipitor a trebuit să ajungă acolo la troacă. Să se coboare la o stare subanimalică, că n-are voie să mănânce mâncarea porcilor. Dar până n-a ajuns la epuizarea aceea și să spună, Domnule, nu mai rezist fără Dumnezeu. Eu sunt terminat. Eu sunt terminat cu tot, cu banii mei, cu toată fericirea mea de o clipă a păcatului, eu sunt terminat. Eu am nevoie de Dumnezeu. Acela este punctul în care s-a întors acasă la Tatăl. Apoi Scriptura ne arată aici mijlocitorul mântuirii noastre. Spune Scriptura de trei ori, zice aici, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, ne-a pus să ședim împreună în locurile cerești în Hristos Iisus și apoi spune ca să arate în viața viitoare bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Mijlocitorul mântuirii noastre este Domnul Iisus Hristos, glorie Lui. Amin.
Eu nu vreau să lezez sentimentul religios la nimeni din sală de aici, care nu este baptist sau din cutele evanghelice, dar vreau să vă spun un lucru. Cei care vă spun că înainte de a ajunge la Hristos trebuie să treceți pe la Maica Domnului, vă mint. Luați-vă Biblia ortodoxă sau Biblia catolică, ce Biblie vreți dumneavoastră, citiți Efeseni capitolul 2 și celelalte texte din Scriptură și nu o să găsiți niciun alt pasaj din Biblie care să spună că mântuirea este prin Hristos și prin Maica Domnului, și prin Sfinți, și prin patron spiritual, și prin eroi ai credinței. Nu există așa ceva în Biblie. Biblia spune foarte clar, 1 Timotei capitolul 2, versetul 45, există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Este o minciună pe care o spun oamenii. Eu nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar este o minciună. Nu există mântuire decât în Domnul Iisus Hristos. Numai în Domnul Iisus Hristos. Amin. El este singurul mijlocitor, singurul mântuitor. Gândiți-vă ce jignire aduce lui Dumnezeu, când noi spunem lui Dumnezeu, noi puteam să fim mântuiți oricum și prin altceva. Și prin altceva, dar ai trimis pe Hristos și ai dat cel mai mare dar umanității, când de fapt noi ne puteam ajuta de Sfinți, ne puteam ajuta de Maica Domnului și ne puteam ajuta de alți eroi ai credinței care au ce să ne învețe, dar nu pot să ne mântuiască. Și să știți, nu credem toți în aceeași mântuire. O, zice, noi avem același Dumnezeu, aceeași credință, nu e adevărat. Asta este o minciună. Este o minciună. Și este o minciună promovată de cel rău, tocmai ca să împiedice oamenii să vină la mântuirea Domnului Iisus Hristos. Este o minciună. Există o singură cale de a ajunge la Domnul Iisus. Și cât de clar a spus Domnul Iisus lucrul acesta? Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu o cale, nu un adevăr, o viață, dar mai multe ne găsiți, mai multe lucruri nu există așa. Și nu găsiți nicio Biblie, nicio traducere. Și eu fac provocarea aceasta. Are Biblia sectanților, eu nu citesc. Citește pe ta. Și eu îți voi da sute de expresii din Biblie care arată că Dumnezeu este singurul Mântuitor și Iisus este singura cale și tu n-ai să-mi dai nici măcar un cuvânt care să arate că și altcineva contribuie la mântuirea ta. Și am încheiat în punctul acesta. Apoi spune versetul 6, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locul cerești în Hristos Iisus. O dovadă a mântuirii noastre este că suntem conectați la lumea spirituală. Spune, suntem puși în locurile cerești. Noi începem într-un fel cu sufletul nostru să simțim lumea spirituală, să simțim și atacurile celui rău, să simțim și comuniunea cu Dumnezeu, să simțim comuniunea cu frații noștri din punct de vedere spiritual. Noi luptăm spiritual. Noi de aceea ne rugăm, este o activitate pur spirituală. Oamenii care sunt morți în păcatele și în greșelile lor nu pot să aibă o viață de rugăciune. Că sunt morți. Pentru că este o activitate pur spirituală care are loc în lumea aceasta invizibilă, în locurile cerești. Și o altă dovadă a mântuirii este relația noastră cu Domnul Iisus. Spune că El ne-a mântuit și ne-a pus în Hristos Iisus. Ne-a pus în Hristos Iisus. Ne-a așezat în Hristos Iisus. Ne-a pus într-o relație, într-o unire extraordinară. Extraordinar de frumoasă cu Domnul Iisus Hristos. Cea mai dragă persoană a vieții tale când ești mântuit este Iisus Hristos pentru un motiv foarte simplu, că El te-a mântuit. De ce credeți că ne mântuie Dumnezeu? Hai să ne uităm fugaș la menirea mântuirii. De ce ne mântuie Dumnezeu? Păi, dacă ar fi să ascultați multe predici de evanghelizare, deși nu vreau să fiu foarte critic în seara asta, o să auzi, Dumnezeu te mântuie ca să ai pacea minții, Dumnezeu te mântuie ca să nu-ți mai simți vinovat, Dumnezeu te mântuie ca să fii fericit, Dumnezeu te mântuie ca să fii bucuros. Păi, dacă te duci în multe adunări, nu prea vezi mulți oameni fericiți și bucuroși. Dacă te uita la fețele lor, ai zice, eu nu vreau să fiu mântuit din asta. Că s-ar uita mulți la noi, nu și-a dorit mântuirea asta. Să știți. De ce ne mântuie Dumnezeu? Noi, în continuare, experimentăm boli ca diabetul, cancer, avem coșuri pe față, facem riduri, murim unii mai devreme, alții mai târziu. Uite că pocăința nu te-a ajutat la treaba asta. Mai folosești fond de ten, mai vinzi că ții roșu obrazul, când el e palid ca... Să mai întâmplă, nu? Pocăința nu rezolvă lucrurile acestea, să știți că nu le rezolvă deloc. De ce ne mântuie Dumnezeu? Să ne meargă mai bine de pe pământ, să ne umple Dumnezeu de bani, să arate Dumnezeu, asta e elita mântuită. Uitați-vă la ei dacă ați fi și voi mântuiți. Mulți evangheliști au propăduit o astfel de evanghelie. Oh, dacă veniți, e extraordinar. Și oamenii au început să creadă lucrul acesta, n-au fost mântuiți. Uitați-vă ce ne mântuie Dumnezeu. Și am zis, versetul 7, ca să arate în viacurile viitoare. Deci mântuirea are un scop etern. Cu siguranță mântuirea are scopul de a ne schimba și transforma viața pe pământul acesta. Dar asta este prima fază și cea mai mică fază. Dumnezeu are un scop etern cu noi.
Dumnezeu ne dă o perspectivă a slavei, a proslăvirii, a veșniciei. Mântuirea înseamnă că Dumnezeu inoculează și implantează, întemeiază în tine o perspectivă despre lume și viață complet diferită de ce se găsește în lume. Tu nu te mai gândești la ce e pe pământul ăsta. De asta poți veni duminică dimineață, duminică seară, vineri, miercuri la adunare. Că tu te gândești la veșnicie. Tu știi că sufletul tău continuă și dincolo. Și trupul tău înviat de Dumnezeu continuă într-un pământ nou și un cer nou. Că nu-i totul aici pe pământ. Că nu moare totul la groapă. Că există ceva în veșnicie, mântuirea noastră este pentru veșnicie și pentru pământul acesta, dar în special pentru veșnicie. Și ce să fie acolo veșnicie? Auziți? Să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său. De asta ne mântuie Dumnezeu. Ca în toată veșnicia să arătăm gloria lui Dumnezeu, să arătăm Harul lui Dumnezeu, bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. De asta ne mântuie Dumnezeu. E foarte populară Evanghelia asta. Evanghelia foarte populară e aceea care îți prezintă beneficii de moment ale mântuirii care sunt. Eu nu le neg. Este o pace a minții. Evident că dacă Dumnezeu îți iartă păcatele, conștiința e vindecată și există o pace a minții. Există o fericire spirituală lăuntrică experimentată fantastică. Adevărat lucrul acesta. Dar nu este scopul primar. Scopul primar este să fii pus într-o relație corectă cu Dumnezeu. Din relația aceea de dușmănie, să ajungi într-o relație de dragoste. Mânia lui Dumnezeu să fie îndepărtată, absorbită de jertfa Domnului Iisus și tu să beneficiezi de mila, îndurarea, bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Noi suntem într-o relație cu Dumnezeu până să fim mântuiți, dar într-una de dușmănie. Noi nu intrăm într-o relație cu Dumnezeu când suntem mântuiți. Noi suntem într-una. Numai că nu e una bună. Și asta schimbă într-una bună când suntem mântuiți și acceptăm pe Domnul Iisus Hristos. De asta ne mântuie Dumnezeu. Acum, dacă noi am contribuit la mântuirea noastră, știți cum ar arăta cerul? Fratele, eu cu fratele Ilie, fi acolo în casa tatălui, sunt multe locașuri, eu sunt în locașul predicator. Și fratele vine acolo cu schițierul lui, care îl poate întinde de 3 ori în jurul planetei, câte predici au predicat. Spune, mă, eu am contribuit mai mult la mântuirea mea. Eu mai spun, da, nu fost așa. Și altul vine cu banii lui și cu grămezele lui și le care cu cutirurile alea duble. Acolo să arate cât o muncite la mântuirea lui. Și toți, ce au arătat mai mult ca iadul. Dacă Dumnezeu ne-a mântuit pentru ce facem noi. Dar Dumnezeu nu de asta ne mântuie. Dumnezeu ne mântuie ca să arătăm în veșnicia întreagă. Gloria lui Dumnezeu, gloria Harului Său, slavă. Uitați-vă acum care sunt meritele mântuirii noastre. Versetul 8 spune așa, că și prin, ne arată Scriptura cum se realizează, cum se primește această mântuire. Și aceea vedem meritele, că și prin Har ați fost mântuiți. Ce e Har? Harul este un? Da. Nu este un dar de meritat, este mai mult decât un dar de meritat. Eu dacă ți-aș da ție acum telefonul ăsta, să este un dar nemeritat. Dacă tu îmi dai 20 milioane pe el, deși el face 22, asta e o răsplată care mi-o dai. Îți dau telefon, facem un schimb. Dar nemeritat, știți ce înseamnă? Dar nemeritat, eu îl înțeleg bine de când îl am pe fiul meu, foarte mult de bani, înseamnă tare. Și el face o prostie, știe că n-are voie să facă lucrul acela și când a făcut prostia, după ce a făcut prostia, tot cu capul jos așa și îl strig în casă și el nu răspunde. Îl strig de două ori, de trei ori, trebuie să mă duc pe el și îl găsesc la locul faptei. Infractorul stă la locul faptei nemișcat. Și eu, câteodată, mă gândesc că sunt suiedă și nu am pe nimic. Și îl pun să se uite la mine și spun, uite-te la mine. Și el nu se poate uita la mine. Îi spun, tata nu se face nimic, uite-te la tata. Și o să-i ridică ușor și o să-l joc. Știi de ce stă așa? El știe că e o pedeapsă. Îl pun undeva, îl așez undeva, îi interzic ceva, nu-i mai dau ceva. Și tu supărat. Uite la mine, nu știu. Și nu mă se ridice capul. Când iau un moment următor, în loc să-i dau cu joadă, că este cel mai simplu lucru pe care poți să-l faci, eu le iau în brațe și explic. Ăla se cheamă la. Dacă eu mă duc acum și le iau în brațe acasă, că simt nevoia să-l iau în brațe, că nu l-am văzut de câteva ceasuri, ăsta este un dar nemeritat. Dacă el face o prostie și eu îl iau în brațe, ăla este un har. Când tatăl a primit pe fiul risipitor, fiul risipitor n-a venit acasă cu un costum nou, nouă și cu toți banii care i-a prăpădit cu femeile destrăbărate. A venit praf și pulurea acasă și tatăl l-a luat în brațe și l-a sărutat. Și a pus în poziția aia extraordinară pe fiul. Ăla se cheamă? Ha. Dacă fiul venea cu toți banii înapoi, îi muncea și îi aducea înapoi tatălui său, aia era bine, am chit. A făcut o greșeală, îmi cere dar, ți-a dat înapoi ce am risipit. Harul este când Dumnezeu ne mântuie în ciuda păcatelor noastre.
În ciuda trăirii noastre, asta este harul. Prin har ați fost mântuiți prin credință. Ce este credința? Credința este dependența aceea, ceea ce oamenii numesc naivitate. Când tu te duci la Dumnezeu și îl crezi pe cuvânt, El zice că îți dă mântuirea. Veșnicia ce dragă, gratis. Cine crede treburile astea? Cum să-ți dea Dumnezeu mântuirea după ce ai făcut? Dar ce eu mântuire știu? Tocmai asta e credința. Să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt. Întrebi mulți oameni, tu crezi că ești mântuit? A, numai Dumnezeu știe. O, ești un mincinos. Biblia spune că și noi știm, prin har ați fost mântuiți. Este o siguranță, știm că s-a întâmplat evenimentul ăsta. Prin credință, prin credință este când fiul vine la tine și nu face cu tine afaceri. Dă-mi tata 3 lei de covrig la școală. Ce dai 3 lei? Uneori noi învățăm ce nu înseamnă harul și credința și îi punem pentru fiecare lucru să facă ceva în loc. Și nu știu ce e harul. Nu știu ce este credința. Nu știu ce este credința. Pentru că nu am experimentat-o. Aceasta este credința. Când vii la Dumnezeu și îl iei pe Dumnezeu pe cuvânt și primești ceea ce Dumnezeu ți-a dat. De aceea se vede că meritele mântuirii nu sunt ale noastre. Și prin har și prin credință. Meritele mântuirii se mai văd și în proveniența acestei mântuiri. Zice, și aceasta nu vine de la voi, ce este darul lui Dumnezeu. Să mai vede Scriptura și în proslăvirea mântuirii. Cine e proslăvit pentru mântuire? Versetul 9. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și apoi închei cu manifestarea mântuirii. Vezi, tot e prin har, prin fapte, prin credință, sună bine, spuneți drept. Nu sună bine. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia! Dar există versetul 10 care echilibrează puțin lucrurile. Echilibrează puțin lucrurile. Biblia ne arată cum să manifestă un om mântuit. Știți cum să manifestă un om mântuit? Versetul 10, dacă se poate așa, fie extraordinar, spune așa. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos și fiți atenți la cuvântul ăsta. Nu spune am fost zidiți în Hristos, adică am fost mântuiți din faptele Lui. Nu spune că am fost zidiți datorită faptelor bune. Limba română e clară și la noi, nu? Am fost mântuiți pentru faptele bune. Deci întâi mântuirea, întâi zidirea Hristos și după aceea sunt faptele bune. Faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Nu te poți lăuda nici cu faptele bune. Te duci la Dumnezeu. Uite câte fapte bune am făcut toate. Da, tu m-ai mântuit? De acord. Dar după aceea, dacă mai cumpăra cu frații ceilalți cu soarele celelalte din adunare, eu sunt star. Să vedem. Nu, nu ești. Că Dumnezeu l-a pregătit mai dinainte ca să umbli în el. Slavă Domnului! Adică vei ajunge să spui ca robul acela. Am făcut ce era dator să fac. Ai predicat, erai dator, ai cântat, erai dator, ai dărmit, erai dator. Te-ai închinat, erai dator să faci lucrul acesta. Nu ai cum să-i scoți ochii lui Dumnezeu. Și să spui, a, eu am făcut. Nu? Și vreau să înțelegeți bine, ce sunt faptele astea bune? Crezi că faptele bune sunt fapte caritabile? Aici este o... Cuvântul ăsta, expresia asta, faptul bune, este foarte prost înțeleasă astăzi. Dumnezeu nu se referă aici la fapte caritabile. Dacă ești mântuit, o să faci fapte caritabile. Știți de ce nu se referă la asta? Că sunt atei care fac fapte caritabile. Sunt atei care vor să-și dea averea copiilor lor și să-i învețe că banii se fac ușor. Și-au dat averea sărăntocilor și înfometaților din Africa. Foarte bine au făcut. Dar n-ar trebui să fie mântuiți ca să facă lucrul acesta. Și mulți dintre noi am fi în stare să facă ce au făcut ei. Au dat doar milioane de dolari sărăntocilor și înfometaților. Bine au făcut. Dar n-ar trebui să cunoască pe Hristos ca să facă lucrul acesta. Așa că care sunt faptele astea bune dacă le poți face și fără Dumnezeu și fără mântuire? Înseamnă că faptele bune înseamnă mai mult decât fapte caritabile. Și am și fapte caritabile, dar înseamnă mai mult decât fapte caritabile. Înțelegi expresia fapte bune dacă înțelegi ce înseamnă fapte rea. Și ce înseamnă fapte rea? O fapte rea înseamnă să faci ceva în independență de Dumnezeu. Să te pui la masă și să spui asta mâncarea pe care eu am câștigat-o cu puterea mâinilor mele, pe care am câștigat-o cu înțelepciunea mea, m-am folosit de oportunitățile pe care eu le-am creat, m-am folosit de relațiile pe care eu le-am creat și eu sunt totul aici. Acolo spui că tu ești Dumnezeul vieții tale. Tu ai produs, tu ai făcut, totul vine din tine. Tu ești. Tu ești acolo la cârma vieții. Și te pui și mănânci și păcătuiești în timp ce mănânci. Pentru că nu recunoști că Dumnezeu este sursa înțelepciunii tale, puterii tale, oportunităților tale, relațiilor tale și tuturor lucrurilor pe care le ai și le faci. Nu recunoști că Dumnezeu este sursa. Nu recunoști că ai în Dumnezeu ființa, viața și mișcarea. Fapta bună este când te pui la masă și asta te diferențiază pe tine din alteu care și-a dat toată averea și pe care tu, o sumă pe care tu niciodată nu vei atinge nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Asta te diferențiază pe tine, că tu te pui la masă și la un lucru așa de simplu și de banal. Tu spui aici, e mâna lui Dumnezeu. Ai, mă, fi serios, e mâna lui Dumnezeu, eu îmi iau 50 pâine. Dai mâna lui Dumnezeu. A, faptul că poți să-mi ieși gura și să mănânc acolo.
slavă lui Dumnezeu, că de asta îți mai arată Dumnezeu la alții, care nu pot mânca. Am faptul că nu pot mișca să mă duc la muncă și să muncesc, asta e mâna lui Dumnezeu. Și fac, când fac lucrul acesta, mă duc și muncesc. Fac o faptă bună dacă o fac cu credința în Dumnezeu, în dependența de Dumnezeu. În dependență de înțelepciunea lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu. Și fac lucrurile ca pentru Hristos. Așa sfințim toată viața noastră. Asta a dus extraordinar reforma. Ca sfințim toate activitățile omului. Că l-a dus pe Dumnezeu în banalul zilei. L-a dus pe Dumnezeu în rutina zilei, în obișnuitul zilei. Nu l-a izolat pe Dumnezeu la adunare, la amvon. Sau în bănci. Ci l-a dus pe Dumnezeu în lucrurile simple de fiecare zile. De aceea a mis Europa asta prosperă și acum se sinucide spiritual. Pentru că reforma a adus această înțelegere că o faptă bună este să faci orice lucru la care te-a chemat Dumnezeu, secular sau spiritual, pentru Dumnezeu, în dependență de Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. Aia este o viață trăită de fapte bune. Orice lucru făcut în dependență de Dumnezeu. Asta ne diferențiază fundamental de toate religiile Pământului. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea această salvare minunată, divină. Amin. 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 Mulțumim. Comentarii.